eu spun că astăzi a fost un joc bun, un joc peste nivelul diviziei B. Sper că unul la unul este echitabil, fiindcă și cei de la Botoșani au avut ocazii bune și noi, portarii, și-au făcut datoria și am și ratat, mai ales cea mai ocazie, Gianu, când a scăpat singur cu portarul, dar eu zic că rezultatul este echitabil la acest joc. Țin să felicit gazdele în mod special pentru terenul care l-au avut, cred că este cel mai bun până în prezent pe care am jucat, publicul, și sper ca amândouă echipe să îndeplinească obiectivul. S-au auzit vorbe frumoase de Stejarul. Mulți bani acolo, obiectiv promovare. Nu, obiectivul este să formăm o echipă, fiindcă e foarte greu în 3 luni să formezi o echipă pentru promovare, să fim omogeni. Oamenii sunt, așa cum ziceți dumneavoastră, serioși, cu plățile la zi. Nu exagerăm totuși cu banii, sunt bani buni pentru legată. Dar în condiția asta, cine credeți că vă promova? Care aveți bani, nu vă propuneți lucruri. Toate echipele sunt sensibile, egale, vedeți de un rezultat cu celălalt. Este mult până la sfârșitul campionatului. Sigur, dacă suntem acolo în față, nu ne dăm la o parte și la fiecare meci merge să câștigă. Cum la fel cred că se gândesc și cei de la Botoșani. Țin să-l felicit pe Popovici, fiindcă a avut o echipă arțăvoasă. V-ați propus doar un punct sau...? Nu, ne-am propus chiar să câștigăm, dar în momentul în care eram conduși cu 1-0, cred că am fost mulțumit pe ansamblu cum s-a desfășurat jocul cu un punct, fiindcă este echitabil, cred că punctul ucerit astăzi. Eu știu, credeți că locul poate face Botoșani în clasament, e un nedrept după ce ați văzut astăzi? Mi-a plăcut Botoșani cum a jucat. Sigur, i-a fost la început, au schimbat conducerea și așa mai departe. Și cred că... Ce ne trebuie, că mi-a plăcut. Vă mulțumesc.